Este un proiect important pentru Consiliul Județean Mol. Vreau să menționez chiar de la început că a fost o provocare pentru echipa Consiliului Județean Mol, atât din punct de vedere al contribuției financiare substanțiale pe care a trebuit să o asigurăm în cadrul acestui proiect. A fost un proiect care a necesitat o contribuție proprie de 50% din valoarea totală eligibilă, nu așa cum eram obișnuit, cu o contribuție proprie de 2% în cadrul altor proiecte de infrastructură pe care Consiliul Județean Mol le-a implementat. Un alt aspect pentru care acest proiect a constituit o provocare reprezintă natura activității pe care noi o vom dezvolta în urma implementării proiectului. E vorba de o activitate pe piața bursieră, acolo unde nu avem expertiză suficientă și de aceea am avut alături de noi mai mulți parteneri cu care am lucrat și am colaborat foarte bine și încercăm să punem în practică tot ceea ce am scris în cererea de finanțare și tot ceea ce toate obligațiile pe care le-am asumat prin contractul de finanțare pe rambursare. Proiectul a fost finanțat în cadrul axei 4, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, din cadrul programului de programul operațional regional 2007-2013. Domeniul de intervenție a fost 4.1, infrastructură destinată afacerilor. Beneficiarul acestui proiect este Consiliul Județean Mol, împreună cu Orașul Corabia. Am creat un parteneriat împreună cu Orașul Corabia și am implementat acest proiect în parteneriat. Contribuția Orașului Corabia a constat în punerea la dispoziție a terenului pe care noi am construit imobilul în care va funcționa această bucătărie. Durata de implementare a proiectului a fost de 49 luni. Avem și un laborator pentru stabilirea calității cerealelor. Prin proiect am achiziționat bucăți specifice acestui laborator, unde se fac analize privind conținutul cerealelor, gluten, umiditate și alți parametri calitativi. Este un laborator dotat cu echipamente la standarde europene. Sperăm că acest element va constitui un plus de siguranță pentru cei care vor tranzacționa cereale, pentru că se vor asigura că tot ceea ce se tranzacționează prin cursa de cereale va fi de calitate superioară. Ne aflăm în starea înregistrării societății comerciale care va administra bursa de cereale Corabia. Societatea comercială va fi creată conform regimului 31/1990. Va fi o societate comercială cu răspundere limitată, iar asociații care vor înființa această societate sunt Bursa Română de Mărfuri, Județul Olt prin Consiliul Județean Olt și Orașul Corabia prin Consiliul Local Corabia. Bursa Română de Mărfuri va avea un aport la capitalul social de 50%, Consiliul Județean Olt 25%, Consiliul Local Corabia 25%. Săptămâna viitoare, în data de 21 mai, la ședința ordinară a Consiliului Județean Mol, vom supune adoptării hotărârea privind asocierea județului Orașul Corabia și Bursa Română de Mărfuri, în vederea funcției acestei societăți comerciale, chiar așa se va numi, Societatea Comercială Bursa de Cereale SRL Corabia. În cadrul acestei hotărâri avem mai multe puncte pe care le vom supune adoptării, și anume, în primul rând, vom aproba actul constitutiv al societății comerciale și transmiterea cu titlul de comodat către această societate a imobilului situat în Orașul Corabia, în strada Botului numărul 1A, respectiv acest sediu administrativ pe care noi l-am construit în cadrul proiectului. Deci vom veni cu sediul pe care vom pune la dispoziția societății comerciale, sperând că toată activitatea să se derivleze în acest sediu. După adoptarea acestei hotărâri, deci imediat la începutul lunii iunie, se va putea registra la Registrul Comerțului de Bărbăți din numărul 8, societatea comercială și vom începe activitatea la cadrul cursei, bineînțeles prin angajarea unui număr de personal. Noi avem ca rezultat al proiectului și conform contractului de finanțare trebuie să primim 13 locuri de muncă. Avem la termen 2 ani de la finalizarea perioadei de implementare să realizăm acest indicator. Pentru început, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Bursei Române de Mărfuri, probabil că se va porni la drumul 5 angajați. Deja s-au făcut, au fost instruiți grupurile din care vom selecta acest angajați. Instruirea s-a făcut și la Bursei Române de Mărfuri, s-a făcut și în cadrul unui proiect al nostru cu finanțare europeană, în cadrul programului de cooperare de oameni de carieră. Deci oamenii deja sunt oarecum instruiți și pot demara activitatea, sub îndrumarea metodologică a Bursei Române de Mărfuri. Am menționat înainte, proiectul a fost o provocare pentru noi, nu avem expertiză în această zonă a piețelor bursiere, de aceea încă de când am semnat contractul de finanțare în rambursabilă, am colaborat cu Bursa Română de Mărfuri și vreau să menționez ajutorul
mai ales crearea cadrului organizator.